Campionatele naționale de juniori 2 în aer liber au avut loc weekendul trecut la București, pe stadionul Iolanda Balaș-Soter. La competiție au luat parte și 3 sportivi de la CSS Caracal. Dintre aceștia, atletul Andrei Daniel Matei a reușit să urce pe podium. La proba de 800 de metri, Matei Andrei Daniel a reușit să se claseze pe locul 3, a luat medalia de bronz. La proba de 800 de metri, la start au fost 65 de sportivi, Matei a reușit chiar fiind în primul an de junior 2 să obțină un timp foarte bun, 1.58 pe 800 de metri. Este mai mic cu un an decât cei care s-au plasat pe primele două locuri. Comportarea lui la proba de 800 de metri a fost din punctul meu de vedere foarte, foarte bună. Și ceilalți 2 atleți caracaleni au reușit să obțină rezultate remarcabile la probele la care au luat parte. Gramna a reușit la proba de 800 să obțină un timp mult mai bun decât la celelalte competiții, iar Staie a coborât 202 secunde pe 800. Prin aceste rezultate, elevii antrenoarei Mirela Vanea și-au îndeplinit obiectivul. De la o competiție la alta, evoluția sportivilor de la CSS Caracal este din ce în ce mai bună. De exemplu, atletul Andrei Daniel Matei a reușit de la începutul sezonului și până în prezent să ajungă de la un timp de 2.02 la 1.58.